thank you. In the principles and procedures of the 5+2, it is said that there should not be any preconditions to the meetings. În principiile și procedurile formatului 5+2 este stipulat că nu trebuie să existe precondiții pentru aceste runde. And we have repeated that on many occasions. Și ne-am repetat asta de numărate ori. On the other hand, we have also, as I said before, insisted on the fact that we don't want to have empty meetings, we want substantial meetings on real issues, on the issues of concern to the parties. Dintr-o altă parte, am insistat întotdeauna ca să nu avem întâlniri goale fără conținut. Trebuie să existe dialog ca aceste întâlniri să fie avantajoase pentru ambele părți. So this exactly, in my view, describes where the interests can meet. După părerea mea, acest fapt descrie foarte bine cum poate să intersecteze aceste obiective. I collect from all sides the issues that are of concern to them, that they want to be seen dealt with at a 5+2, and then I present this package to them and say, here it is, please, are you ready to take it? Eu culeg de la părțile ceea ce le interesează pe fiecare din aceste părți ca aceste aspecte, aceste probleme să fie discutate în cadrul unei întâlniri 5+2. De urmă iau acest set, acest pachet de întrebări și îl prezint părților și spun, poftim, este un pachet, doriți să vă întâlniți sau nu. I have put a concrete date on that package, which is beginning of June in Berlin, but let me state again, this is not to please us, it is not to please the chair, it is an offer to the parties to promote issues that are of concern to them and to their people. Și pe acest set, pe acest pachet al meu, este și o dată concretă începutul lunii iulie în Berlin.